Așa arată după 2 săptămâni după ce am aplicat tratamentul pentru verruca. Deci am făcut 2 aplicații cu soluția pentru verruca care îngheață și a căzut cea din talpă, deci după 2 săptămâni de la 2 aplicații și cea de la deget. Bună ziua, dragilor! Astăzi vreau să învățăm ce trebuie să facem ca să ne vindecăm de verruca la picior sau la mână. În general, verucile se fac la picioare sau la mâini. Până acum un an, noi n-am știut nimic despre verruca și nici nu am avut în familie această ciupercă. Băiatul nostru a fost la not și de acolo a luat-o. A luat-o el, am luat-o eu. La început n-am știut nimic despre această ciupercă, n-am știut cum se tratează. Am simțit că am la picior ceva ca și o așchie neagră, se vedea. Am crezut că am călcat cu piciorul în ceva, așchie, și de aceea am acea durere. Am mers la farmacie, la băiatul meu se vedea destul de tare verruca. Mi-a dat ceva de tratat, dar nu m-a ajutat și m-am chinuit așa vreo 7 luni de zile, cu durere foarte mare. S-ar putea ca în unele cazuri verruca să cadă de la sine jos, la băiatul meu așa s-a întâmplat, dar la mine chiar s-a adâncit și mai tare și s-a deformat foarte tare piciorul acolo și o durere groasnică atunci când călcam pe deget. De aceea nu puteam nici sport să fac din acest lucru. Am încercat acea soluție care mi-a dat-o farmacistul, nu m-a ajutat, ba din contră s-a făcut și mai mare, până când am aflat de la o prietenă care mi-a spus numele de acestei soluții care îngheață în 40 de secunde, pur și simplu îngheață. Are o soluție care se pune pe un băț și îngheață, deci foarte tare, la o temperatură foarte joasă. Aceasta m-a ajutat foarte mult. După 7 luni, după ce m-am chinuit cu durere și abia puteam să calc, să fac sport, cred că trei aplicații, pur și simplu este foarte contagioasă. Am început să am și la mâini, la degete, verruca și erau foarte dureroase. Deci, probabil m-am atins cu mâna la degetul mare unde aveam verruca și am luat și la unghi, aici la mâini și nu puteam chiar să fac nimic deja, așa de tare mă dureau mâinile. Este foarte contagioasă, a avut și fetița cealaltă, deci aproape toți am avut și acum are Naomi și vreau să vă arat cum folosim acest kit. Este foarte simplu și foarte benefic. Cred că trei aplicații am aplicat la mine și într-o lună de zile mi-a căzut verruca jos. Este naturală, deci doar îngheață. Așa, Naomi. Sper să vă ajute acest video și pentru că pe mine m-a ajutat, de aceea am ales să împărtășesc cu dumneavoastră ce am folosit eu. Nu fac reclamă la nicio firmă, doar că acest produs l-am găsit foarte, foarte bun. Și m-a ajutat și îl țin în casă, pentru că dacă cineva are un membru al familiei, s-ar putea să primească și celălalt. În general, cum am zis, verucile se fac la mâini și la picioare. Este bine să purtați, dacă mergeți la sala de sport sau la not, șosete speciale pentru a nu lua peruca. Așa. Acesta este un spray care îl are kitul acesta. O să vă arăt și cum arată verruca, pentru că, așa cum v-am spus, eu nu am știut prea multe despre verruca, dacă nu am avut. Și să vedeți exact dacă aveți și dumneavoastră la fel. Are așa niște bețișoare cu un burete în vârf. Folosim asta mare. Ok, le vom folosi astea mari. Așa, sunt niște bețișoare cu un burete în vârf. Care să luăm unul.
Și o să le introducem aici. Deci acesta este spray-ul care conține o soluție care va îngheța. Așa, aici punem. Deci introducem bețișorul cu celălalt capăt. Așa. Gata? Ești ready? Ha? Te-a durut prima dată când ți-am pus? Nu, așa nu te-a durut. Nu doare. Aici pe cutie scrie exact ce trebuie făcut. Se pune bețișorul. Vom apăsa 5 secunde pe acesta și va ieși acea soluție care îngheață. Da? Apoi așteptăm 5, deci 5 secunde apăsăm, așteptăm 15 secunde ca acea soluție să devină foarte rece și apoi vom aplica pe veruca 40 de secunde. Așa. Deci Naomi este voluntara mea. Haide să stai puțin, să arătăm și cum arată. Vreau să vedeți cum arată veruca. Ca să știți dumneavoastră când o vedeți. Așa arată veruca. Are așa ceva firicele negre. La Naomi am aplicat deja o dată. Ca să vedem, două are la picior. Unde e cealaltă? Aia la călcâi. Ai grijă să nu cazi pe spate. Așa arată. Are așa un cap negru și merge foarte adânc în picior și când călcați este foarte dureroasă. Cred că ai și la ea. Deci trebuie să purtați ciorapi dacă aveți veruca, să nu dați la ceilalți membri din familie. Sper să se vadă bine. Deci are un cerc și multe, multe fericele acolo. Așa ca și la caracatiță, așa împrăștiate peste tot. Da? Așa. Bun. Deci, aici este spray-ul. O să punem aici și vom apăsa 5 secunde. 1, 2, 3, 4, 5. Nu-i voie, Naomi. Lăsăm puțin jos. Acum așteptăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Da? Și vom aplica, lasă pe mami, este foarte rece, deja se vede că iese așa aburi. Punem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Deci am ținut 40 de secunde. Mergem și la talpă. O să vin așa. Țin la să nu cazi pe spate. Așa. Cer să nu ating, că pot să iau și eu. Da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Așa. Bravo, Naomi, ai fost foarte cuminte.
Mulțumim! Sper să vă ajute acest video. Am ales să fac acest video pentru a vă ajuta în cazul că aveți peruca la mâini sau la picioare. Și sper să vă ajute, deoarece eu 9-7 luni de zile tot am avut probleme cu peruca și nu am reușit să mă vindec. Acesta este kitul. Are o soluție care pur și simplu îngheață. Peste 2 săptămâni aplicăm din nou dacă nu a căzut peruca. Deci aceasta este a doua aplicare. La Naomi, mulțumim. Naomi, te-a durut? Hă? Nu doare, așa-i? Te mulțumim și spune și tu la revedere. La revedere. La revedere, bye! Poate mai ușor pe engleză. Mulțumim că ne-ați urmărit. Și nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru a avea, pentru a primi, a vedea când mai punem alte videouri. Așa arată după 2 săptămâni, după ce am aplicat tratamentul pentru veruca. Deci am făcut 2 aplicații cu soluția pentru veruca, care îngheață și a căzut cea din talpă. Deci după 2 săptămâni de la 2 aplicație și cea de la deget. Da.